Municipiile Chișinău și Bălți, dar și 33 de raioane sunt sub cod roșu de alertă privind răspândirea noului coronavirus. Numărul bolnavilor crește, iar cel al locurilor din spitale scade. Medicii muncesc până la epuizare și ajung să se îmbolnăvească. Într-o situație gravă este și raionul Edineț, unde în ultimele două săptămâni a fost înregistrată o incidență de 440 de cazuri de îmbolnăvire la 100.000 de locuitori. Avem 130 de paturi, inclusiv 18 paturi de terapie intensivă. Între este 130. Practic toate paturile sunt pline. Anatol Guțu spune că numărul îmbolnăvirilor crește din cauza lipsei de responsabilitate a oamenilor. Potrivit lui, 4 angajați medicali care se tratează în prezent de COVID s-au infectat de la o rudă a unui pacient venită în vizită la spital și care a ascuns că a interacționat cu o persoană infectată. Când s-a depistat cazul, dar mi s-a spus că eu am fost infectat. Post târziu de acum. Până când în Edineță avem cadre medicale, avem cu cine lucra și lipsa unui lucrător, o putem acoperi cu altcineva, dar momentul ăsta nu este până la nesfârșit. Nici la Spitalul Raional Basarabeasca nu mai sunt paturi. Acolo incidența este de 330 de cazuri la 100.000 de locuitori. У нас маленькие, у нас 10 коек, но уже превышает где-то около 14 коек мы поставили, и все полные. Люди, скорая привозит людей, мы обязаны, как бы мы же не оставим человека. În raionul Șoldănești, incidența este de 357 de îmbolnăviri la 100.000 de locuitori. La Spitalul Raional mai este doar un singur pat pentru un bolnav în stare extrem de gravă. 8 medici și asistente sunt infectați, inclusiv șeful secției COVID. Problem, n-ai ce faci, suntem ca la război. Avem echipe de rezervă, medici care... Între timp se înregistrează un număr tot mai mare de îmbolnăviri printre elevi și profesori. Se întâmplă și în anenii noi, unde liceul Alexandru Pușkin a fost plasat în carantină. În legătură cu faptul că la liceul teoretic Pușkin, anenii noi, au fost, așa, să zicem, un focar mai evidențiat, acolo au fost, s-au molipsit, s-au, să zicem, infectat 6-7 pedagogi, așa informația am avut. Și câțiva copii, am primit decizia să trecem la altă variantă de organizare a sistemului educațional. Iar în raionul Cimișlia, care a intrat în carantină de săptămâna trecută, a fost sistată activitatea tuturor grădinițelor și a piețelor. Școlile au trecut la învățământul la distanță pentru două săptămâni, iar transportul urban a fost oprit. Pentru a depăși această criză, specialiștii recomandă purtarea corectă a măștii în spațiile închise sau aglomerate. De asemenea, trebuie să ne spălăm cât mai des pe mâini cu apă și săpun.